Bun găsit tuturor, sunt Cristina Neculai și discutăm astăzi despre un subiect care cu siguranță vi se va părea foarte, foarte interesant și foarte important. De fapt, nu că vi se va părea, chiar este, pentru că într-un fel sau altul e legat de acest oraș extraordinar în care locuim cu toții. Rafineria Steaua Română, mai bine zis. Ce se întâmplă astăzi, la un an și ceva, de când Direcția Județeană de Cultură a decis să declanșeze procedura de clasare a rafinăriei ca monument istoric și nu s-a întâmplat nimic. Normal că trebuia să discutăm despre acest subiect cu cineva care cunoaște lucrurile foarte profund și alături de mine se află doamna Elena Albu, reprezentantul grupului de firme Neptun Soceram, din care face parte și Ecogen Power, proprietarul rafinăriei Steaua Română. De fapt, nici nu știu dacă e corect să spunem proprietarul rafinăriei Steaua Română. Activelor rafinăriei Steaua Română, pentru că rafinăria ca societate nu mai există. Da. Doamna Alba, a fost un an, oarecum imaginez eu, dacă mă pun în locul Ecogen Power, să zicem, un an greu pentru proprietarul rafinăriei. Un an în care, practic, n-ați putut face nimic. În acest an, care, de fapt, s-a încheiat la 9 decembrie 2022, dar a fost anul în care n-ați avut voie să faceți nimic pe proprietatea Ecogen Power. Da, așa este. N-am avut voie să facem nimic care să afecteze cumva ceva din patrimoniul acela. În schimb, în acest an, de fapt, el nu s-a încheiat la 9 decembrie, s-a încheiat în ianuarie, pentru că exista un litigiu pe rol și după trecerea termenului, Ecogen Power a renunțat la acel litigiu și de la acea dată noi aceste active nu mai au caracter de patrimoniu industrial, cultural. Numai că surpriza a fost, la fel cum a fost o mare surpriză ca la 9 zile după încheierea contractului de vânzare-cumpărare să primim adresa că s-a declanșat procedura de clasare, surpriza a fost că în adresa pe care am primit-o în luna februarie ni se spune că oricum nu avem voie să facem nimic pentru că acea procedură continuă. Este surprinzător pentru noi pentru că ni se pare că ceea ce se spune acolo e total ilegal. Legea spune foarte clar, o nouă procedură nu se mai poate declanșa decât după 3 ani, după trecerea a încă 3 ani. Dar deocamdată noi nici nu intenționăm să facem ceva care să afecteze o clădire sau o instalație. Da, a trecut într-adevăr destul de greu, mai ales material, pentru că am plătit taxe și impozite deocamdată decât cheltuim. Nu avem nicio sursă de venit decât avem cheltuieli. Mă rog, nu ne plângem, având în vedere că firma Ecogen Power face parte dintr-un grup de firme și este ajutată. La fel, nu am stat degeaba. Am început, de fapt am finalizat cadastru, pentru că era cadastru vechi și încercăm să rezolvăm pentru că sunt suprapuneri, sunt diferențe de suprafețe și încercăm să aducem asta aici, să avem un lucru limpede. La fel, pentru că patrimoniul sau un muzeu, așa cum s-a sugerat, ca acea rafinărie să fie un muzeu, nu înseamnă musai fizic. În era asta poate să fie și un muzeu virtual. Iar pentru asta noi scanăm acum exterior deocamdată cu drone tot acest amplasament, astfel încât va rămâne o dovadă și da, se poate în cadrul unui muzeu mic sau eu știu, acolo, pe locația aceea ce urmează să se construiască, deocamdată nu știm. Cumva, probabil că va fi ceva și dedicat istoriei rafinăriei. Nu suntem
niște oameni, toți trăim în Câmpina, suntem din Câmpina și proprietarul acestui grup de firme este la fel cetățean al Câmpinii, aici trăiește, aici are mare parte din afaceri, aici contribuie la bugetul localității și nici el nu vrea să șteargă istoria locului. Da. Exact, da. Exact. Și cred că am demonstrat și în alte cazuri, grupul de firme, că mergem pe acest lucru de a respecta lucrurile și lucrurile vechi, de a face altele noi care să fie în rezonanță, consonanță și în concordanță cu ce este în jur. Da, eu totuși mă întreb, în anul acesta care a trecut și în care intervențiile dumneavoastră au fost stopate sau limitate, să limitate, zicem, da. Cei care au luat această decizie poate ar fi trebuit să-și demareze lucrurile la care s-au angajat, pe care s-au angajat că le fac. Un studiu istoric, un studiu arhitectural, asta spunea Direcția Județeană de Cultură în momentul în care a blocat orice intervenție asupra acestui obiectiv. Noi ca noi, dar bănuiesc că și dumneavoastră ați adresat niște întrebări Direcției Județene de Cultură. Faceți sau nu faceți ceva? Noi chiar am avut întâlniri la Direcția de Cultură, e adevărat, la care eu n-am participat din niște motive obiective, însă mai ales că știam. Noi am făcut auditul pentru această achiziție aproape un an de zile, adică l-am început în februarie 2021 și l-am terminat la 28 octombrie, când s-a și încheiat actul. Și am luat în calcul toate problemele care puteau să fie. Și înainte de achiziționare am mers cu proprietarul de atunci la Direcția de Cultură și am discutat. Am fost convinși că Direcția de Cultură va face acest studiu, pentru că se făcuse o deplasare a unor specialiști înainte de a deveni noi proprietari pe amplasament și identificaseră niște două clădiri, niște rezervoare. Și au zis, da, astea sunt, este simplu, o să facem studiu. Ulterior, după ce am devenit proprietari în cursul anului 2022, din nou am avut întâlniri. Ni s-a spus că aveam întâlnirile astea, haideți, ce facem? Face studiu. Nu avem buget să facem studiu, ok, și ce o să faceți? Și în al doilea rând, să fac niște presiuni foarte mari asupra noastră, să nu facem nimic. Ok, dar noi nu ne interesează presiunile. Noi ne interesează să folosim într-un mod cel care va fi hotărât această proprietate. Nu vă spun că la fel la începutul anului 2022 au fost întâlniri cerute de noi și alte autorități ale statului. A fost un moment când ni s-a spus, efectiv am rămas fără replică, ni s-a spus, nu așa cum spun eu acum, dar exact așa putea fi interpretat, ați fost niște proști, ați cheltuit niște bani pe care o să-i pierdeți pentru că veți fi expropriați. N-am putut să discutăm că exproprierea nu există fără despăgubire și ea trebuie făcută pentru o justă cauză și pentru un interes, da, public. Asta ni s-a spus, mă rog, nu ne așteptăm la lucrul ăsta, dar în același timp a fost ceva ce știam că nu se poate. Adică pentru noi este clar că nu se poate ajunge aici în niciun fel. Da, ne-am asumat riscul, ăsta este, noi vrem să mergem mai departe. Da, practic este un mesaj pe care îl spui unei firme private, da, care a cumpărat o proprietate de la o altă firmă privată. Exact, exact. Deci nu vorbim aici despre nimic care ar fi al statului, al autorității absolut, locale, absolut, județene sau a mai statului. Mai ales că intabularea terenurilor și clădirilor pe în proprietatea Ecogen Power s-a făcut după ce s-a închis falimentul rafinăriei Steaua Română. Deci noi nu suntem
urmașii de drept, cum se spune, ai rafinăriei, pentru că ea, în momentul când noi am devenit proprietari, rafinăria era radiată, da, era în, da, formalitățile de radiere. În schimb, proprietarul anterior, TDR-ul, da, da, el este grevat cumva de niște sarcini pentru acest amplasament, care vor fi sau nu vor fi. Că în funcție de ce se dezvoltă acolo, acele sarcini de mediu pot să fie sau să nu fie. Deocamdată, noi nu avem nevoie de autorizație de mediu pe absolut nimic, pentru că nu facem niciun fel de activitate pe acel amplasament, mă rog, decât activități de curățenie, de defrișare, pentru că vegetația a crescut contrar așteptărilor pe un teren poluat, așa cum s-a tot afirmat. Asta vreau să spun. Deci faptul că vegetația a crescut și crește, și da, crește, și da, crește sănătos, că e un lucru pe care l-a putut vedea multă lume și la porțile deschise, da, organizate de EcoGen Power. Faptul că vegetația crește și tot crește și crește sănătos e un semn bun până la urmă. Bineînțeles, mai ales că de 14 ani acolo nu s-a mai poluat. Deci poluarea, dacă e, este istorică. Și acolo nu s-a mai poluat, nu s-a lucrat, produsele sunt în rezervoare. Culmea e că au crescut copăcei prin rezervoare, adică prin, da, zidul acela, ceea ce înseamnă că nici măcar acolo nu poate să fie vorba de o poluare a solului sau a subsolului. Da, ele sunt, trebuie curățate, după aceea dezafectate, dar nu. Și ne tot plimbăm pe acolo și putem să vedem că nu, nu există așa ceva. TDR Energie mai deține ceva în incinte? TDR Energie a avut o instalație care ea nu era înregistrată ca mijloc fix, pentru că ea nu a fost finalizată de rafinărie, pe care am înțeles că o s-o vândă, a vândut-o de fapt, și că în curând, acum după ce se încălzește, va fi luată, dezmembrată și mutată. Nu știu cine este cumpărătorul. Este acea instalație de desulfurare sau așa, pentru, da, că, da, rafinăria, știți că nu mai putea să producă eco, ea nu putea să producă eco. Da. Și am înțeles că acolo destul de mulți bani au fost investiți. Noi am fi vrut să luăm tot. Ei am spus că nu, vroiau ei să, nu știu unde să o ducă. Da, ok, negocierile. În schimb, ați extins puțin proprietatea EcoGen prin suprafața achiziționată de la Bogdan Cort, care, să-l citez, a cedat psihic. Da, un an în care a investit, da, da, la data când noi am început negocierile cu TDR-ul, ni s-a spus că urmează, Bogdan Cord încă nu cumpărase acea proprietate, dar ni s-a spus porțiunea asta de aici, răcitor și, da, până o vindem, mă rog, pentru că era o, să zic, un teren plan și fără probleme pe el, în afară de răcitor, care, da, mă rog, poate fi dezafectat. În negociere a contat asta la preț, pentru că una, da, e să vezi tot și... Da, și atractiv ca și poziționare, da, până la urmă. Da, este foarte adevărat, dar asta era. Oamenii, da, ne-au spus, nu putem, i-am promis omului, ok. Da, Bogdan Cort, na, grupul lui de firme este mai mic. Și da, eu, cum să zic, EcoGen-ul a avut și are presiuni mai mari decât Bogdan Cort. Cu siguranță. Și din altă direcție, de unde el înțeleg că a avut înțelegere. Dar pas cu pas, ca să citez un clasic în viață, avem răbdare, asta este viața. Plătim salariați, plătim pază, dar v-am spus, asta este șansa, pentru că face parte dintr-un grup această firmă. De fapt, am vrut să achiziționăm pe EcoGen Power, care a fost și înființată ca o societate de proiect. Aveam noi niște proiecte mai prin 2012 pe producere de energie în cogenerare și așa a fost înființată.
Și am vrut să achiziționăm pe această firmă tocmai pentru că e o firmă de proiect, un vehicul de proiect, și atunci aici vom dezvolta proiectul. Rafinărie chiar este un proiect care merita o firmă până la urmă. Merita, da. Că are, are un potențial destul de mare. Și apropo de ce am mai făcut în această perioadă, în afară de cadastru, scanarea care este în curs exterioară deocamdată, curățenie, deja de la sfârșit, mă rog, cred că de prin septembrie anul trecut ne-am întâlnit cu Ordinul Arhitecților pentru organizarea unui concurs de idei, am fi vrut noi, ei nu fac concurs de idei, și atunci pe baza rezultatului sondajului acela făcut cu ocazia Zilei Porților Deschise și a discuțiilor purtate, noi am spus cam ce am dorit să dezvoltăm acolo și urmează să se organizeze un concurs de soluții. Și cam ce ați dorit să dezvoltați acolo? Mai puțin industrie, poate ceva poluată, nepoluantă și, mă rog, din domeniul IT sau ceva, da? Tehnologiile moderne. Așa cum am spus, ceva de agrement. Soluția trebuie să ne-o propună dumnealor și este și în funcție de totuși de ce urmează a fi păstrat, ce se poate păstra din acel patrimoniu ca să fie integrat într-un proiect. Da, asta cu cineva trebuie să spună ce putem păstra de aici, pentru că e de numai acel studiu. Da, numai care acel nu studiu se face. Care nu se face de cultură. Noi și ei sunt liberi cumva, deși ei singuri și-au dat sarcină să-l facă ca să-l aibă peste 3 ani, probabil. Probabil la un moment dat în acest contract cu Ordinul Arhitecților va interveni și un studiu ăsta pe care să fie făcut pe cheltuiala noastră și pentru uzul nostru. Mm-hmm. Pentru că încă o dată nu vrem să ștergem acolo cu buretele și istoria petrolului și a rafinării în Câmpina. Și vom fi nevoiți să facem și așa, pentru că nu avem altfel de unde să nu ne uităm după o arhitectură, nu știu, clădirea asta poate are. Da? Ea trebuie să aibă și un istoric și să fie într-adevăr... Revin puțin și insist puțin asupra unui lucru. Deci dacă acest an s-a încheiat, anul în care ați fost blocați în a interveni pe proprietatea Ecogen Power, poate acum Direcția Județeană de Cultură să impună anumite lucruri în continuare? Nu. Deși afirm acolo că primăria trebuie să informeze dacă noi solicităm un certificat de urbanism sau autorizație de construcție, este o informare, este treaba lor, ca să zicem așa. Direcția de Cultură poate să facă acest studiu, dar nu mai poate declanșa procedura de clasificare decât peste 3 ani. Legea este foarte clară. Deci, în acest sens, dumneavoastră în momentul ăsta puteți să vă puneți în aplicare proiectele? Putem, dar vom ajunge probabil la un certificat de urbanism sau la un PUZ, pentru că acolo e destinație zonă industrială. Da, da. Nu mai poate fi o zonă industrială și de genul ăsta sau cu o industrie grea sau poluantă în acea zonă. Asta cred că toată lumea este de acord. În discuțiile cu Ordinul Arhitecților, pentru ei este, pentru că ei sunt arhitecți care în viața de zi cu zi au niște firme de arhitectură, fac proiecte, este un proiect pe care nu l-au mai avut niciodată, este foarte interesant pentru dumnealor, da. Deja doi arhitecții au fost în vizită pe rafinărie și o provocare, pentru că ei au zis, da, ceva, noi am mai făcut astea, dar la modul ce vrea omul să facă acolo. Nu știu, zonă rezidențială. Și da, dar vrea să fie într-un mare fel. Și atunci facem un concurs. Dar ăsta este destul de greu, foarte interesant și pentru noi și o provocare și pentru noi. Asta am avut
că și marți am avut întâlnire, așa cum a spus, cu dumnealor. Acum ne-au transmis un draft de contract ca să-l încheiem cu dumnealor. Ei trebuie să vină și cu idei, adică și cu propuneri către dumneavoastră. Se va, toată documentația cu tema de proiectare, cu ce va cuprinde ea pentru concurenți, nu, ei organizează concursul. Organizează concursul. La care se vor înscrie niște arhitecți, niște firme, niște, și va fi un juriu în care vor fi și niște arhitecți din afară. Deci devine proiect internațional. Da, știți că s-a făcut la Iași, dar el, concursul a fost privat, adică nu l-a organizat prin ordinul arhitecților. Da. Dar dacă vrei să faci ceva, într-adevăr, care să fie și trainic și să profite tuturor, cred că e cea mai bună soluție asta. Te adresezi celor mai buni. Așa este. Încercat puțin să explicăm ce ați găsit, ce s-a întâmplat, ce limite ați avut, ce planuri aveți. Noi credem că subiectul este extrem de important pentru oraș, pentru că nu e vorba numai de istorie aici, e vorba și de ce lăsăm în urmă celor care vin. Și s-ar putea cei care vin să nu înțeleagă lucrurile așa cum le vedem noi acum. Este un proiect de viitor până la urmă și pe o suprafață importantă și într-o locație importantă pentru oraș. Dumneavoastră, așa, estimativ, când credeți că vom avea acolo altceva în locul a ceea ce ați găsit dumneavoastră? Nu știu, va fi de durată, cu siguranță. Eu îmi doresc să mai prind și eu finalul, pentru că e o suprafață mare, într-adevăr. Probabil că acest concurs va dura tot anul ăsta. Este foarte clar lucrul ăsta. Sunt multe de făcut, pentru că după aceea demolarea părților care vor fi demolate. De fapt, nu construirea, ceea ce urmează va fi... Nu, curățarea, ajungerea terenului și reconstruirea clădirilor care vor rămâne, mă rog, probabil, pentru că știu că a fost vorba atunci când au făcut deplasarea în teren, au văzut niște rezervoare, sunt vechi într-adevăr, de o formă, la care pot fi mutate, pot fi, și ce rămâne acolo trebuie integrat în proiect. Da. Și funcțiunile cumva vor fi și ele limitate de ce va trebui să rămână acolo. Da. Iar curățarea durează niște ani. Da. Probabil că 2 ani cu costuri foarte mari, ne rugăm să nu vină criza care pare că bate la ușă. Da, 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 exact, pentru că asta e viața, ne va încetini, dar mi-ar plăcea să prind și eu nou proiect. Sunt convinsă că va fi ceva. Acolo e kilometru zero al orașului. Apropo de ce am mai făcut, noi am avut și o întâlnire, ca să spun așa, de socializare cu foști salariați, cu pensionari de la rafinărie, cu care am discutat la o cafea, la un fursec și un pahar de vin. Da, oamenii sunt, pot să înțeleg că unii sunt nostalgici, unii nu înțeleg că nu mai poate să fie niciodată ce a fost. Da. Dar asta e, viața merge înainte, timpul trece peste noi și peste lucrurile acestea. Așa este. Doamna Albu, vă mulțumesc foarte mult. Un singur lucru mai vreau să spun, că apropo de achiziționarea de la domnul Cort a acestei suprafețe, noi am vrea să întregim tot acolo, sau dacă nu va fi posibil, deja am mai discutat cu unul din proprietari că cumva și proprietatea lui va, sau proprietățile vor trebui încadrate în acest, în acest proiect, că așa credem că este bine și pentru ei. Și mai am achiziționat și stadionul în așa fel încât rafinăria să fie rafinăria cu toate cele. Acel stadion, noi la fel vrem să fie cumva, să folosească comunității tot ca bază sportivă. Da. Da. Într-un fel sau altul, nu știu, cândva probabil că va fi donat
Deci în niciun caz acolo nu va fi altceva decât asta. Și l-am achiziționat tocmai pentru că am aflat și am discutat cu proprietarii ce ar fi dorit să dezvolte acolo. Un lucru care nu cred că pentru orășelul ăsta Câmpina ar fi fost o chestie super benefică, mai ales auzind că de la 35.000 am ajuns la 28.000 de locuitori, vorbesc. Pentru cine să construiești blocuri cu 14 etaje, nu știu, dar mă rog. De asta a fost... Stadionul uneori a devenit un subiect și mai sensibil decât rafinăria în sine. Pentru că și acolo e o anumită nostalgie pentru timpurile când acel stadion era plin, când se jucau foarte multe meciuri și oamenii din Câmpina aduc lipsă de competiții de genul ăsta, le e dor. Le e dor, să recunoaștem. Și nouă ne e dor. Da, da, da. Noi chiar avem deja acolo și pentru renovare, pentru tribune, da, pentru vestiare și alte cele. Deja un arhitect se ocupă de lucrul ăsta și așa, după pașii pe care trebuie să-i facem, cred că prin luna august am putea începe, nu mai devreme de atunci, să renovăm și să l-aducem la o stare de chiar de stadion adevărat și cu tot ce trebuie acolo. Într-o locație excelentă. Da, deci eu vă mulțumesc pentru invitația asta și mai ales că a picat foarte bine, pentru că da, cetățenii probabil că așteaptă ceva. Da. Da. Fie se și treabă... vești. Fie da, și vești. Vești. Da. Asta zic, vești. Da. Probabil că unii spun, dar ce fac ăștia, au luat și nu fac nimic aici. Poate nu s-a putut face, am făcut ce am putut, ce ni s-a permis, dar continuăm și încă o dată este un proiect care nu va putea fi făcut așa. Cu siguranță. Nici într-un an, nici în doi, probabil că mulți ani și costurile vor fi mari, dar și în sine proiectul. Da. Nu știm ce va fi, decât noi știm ce ne dorim. Cum va ieși, asta vor hotărâ niște specialiști. Da, da. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Toate cele bune, la revedere! La revedere!